La Rita Amosca. Cum este cea mai tânără componentă a rotului olimpic? Da, este junioară și în general lângă echipa de senioare se antrenează și junioare care trebuie motivate să vină din spate și să fie acolo lângă echipa de senioare. Întotdeauna a fost lucrul acesta, mi-am amintit și eu când am fost sportivă, am fost selecționată la centrul de senioare, dar eu eram tot junioară și m-a motivat, practic, fiind lângă campioanele mondiale și olimpice acest lucru. Și cred că este foarte bine pentru micile noastre speranțe acest lucru. Foarte serioasă. Linia a doua, am stat înapoi cu trei șuruburi. Eu cred că vom avea foarte multe surprize anul acesta, pentru că este generația nouă și junioarele care au fost anul trecut la campionate europene. Este momentul ca ele să se afirme și pe plan mondial și în echipa de senior. Să remisim și palmaresul obținut la Olimpiada de la Sydney, al locului olimpic al României, locul întâi pe echipe. Echipa formată din Andreea Răducan, Maria Olaru, Simona Amânar, Loredana Boboc, Andrei Sărescu și Claudia Presecan. Loredana Boboc a început acum exercițiul la vârnă. Pentru că vorbeam de lotul olimpic mai devreme, lângă mine s-a așezat Simona Amânar. Bună ziua și bine v-am găsit. Pe care am să rog să comenteze exercițiul de la vârnă.